Înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă spun că titlul nu este clickbait, chiar s-a întâmplat chestia asta și uitați-vă până la final. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Ei bine, astăzi o să vă povestesc o chestie de mi s-a întâmplat mie astăzi la liceu. Așa, deci cum era să mor? Mă rog, nu eu era să mor, o colegă era să moară, dar ieșea titlul prea lung și nu mai era destul de clickbait și am zis că eu era să mor, dar nu eu era să mor. Mă rog, oricum, totul s-a terminat cu bine. Hai să începem o dată. Bun, deci eram eu astăzi marți la liceu, era vreo 10-11, cam așa, a patra oră, imediat după sport aveam logică. Na, logică, nu cea mai intensă oră, o oră stai, vorbești chestii, nu scrii foarte mult, ne relaxam și noi după sport, că eram obosit, știi? Am zis, ok, ce se poate întâmpla? Bun, cum noi avem clasa la etajul 3 și e mult de urcat, profesorii vin mai greu și, na, gen ora începe la și jumate, profesorii vin pe la fără 10. E super tare. Mă rog, și eram noi așa în pauză, liniștiți, ascultam muzică pe box, nu știu ce, ne simțeam bine. Și după vin alți colegi de pe hol că închideți muzica că vine profa. Ok, am închis muzica, a venit profa, a intrat în clasă, bună ziua. Afară bătea foarte tare vântul, gen că astăzi la noi a fost și cald, dar a bătut și tare vântul, a fost super, nu știu, aiurea. Apropo, spuneți-mi în comentarii dacă sunteți din Timișoara și v-a afectat uraganul ăla, dacă sunteți ok, dacă nu știu ce, scrieți-mi în comentarii dacă ați pățit ceva sau nu. Așa, continuăm. Intră profa și a văzut că bate vântul destul de tare, știi? Și a zis să închideți geamurile. S-au dus colegii, au închis geamurile, am dat drumul la aer condiționat să fie răcoare, că ne prăjeam înăuntru. Se pune profa pe scaun, ne scrie ceva pe tablă, titlu, principiile logicii sau ceva de genul. Ne scrie, se pune înapoi, eu stau la perete, știi? Și un coleg de la geam aude că geamul ăla face un zgomot așa de la vânt. Ce face colegul? Se dă mai în spate. Așa, gen. În secunda aia când s-a dat el mai în spate, a căzut geamul cu totul. A căzut geamul așa. Și nu geamul ăla de-l deschizi, geam fix. Termopan, înțelegi, prins în perete, a căzut pe banca lui ăla. Iar scria frumos și a căzut geamul. S-a auzit un mare bang, nu știam ce s-a întâmplat. Mă uit, văd geamul pe jos. Eram, ce ai făcut, verișoare? Profa de logică se duce ea în inspecție și într-un final și-a dat seama că practic căzuse un geam. Eram noi cu geamul pe jos. Toată clasa râdea, în afară de profa de logică. Ea era, vai, ce facem? Ne mutăm în altă clasă, noi ne căcam pe noi. Eram morți de râs. Pe jos, înțelegi? Pe jos. Ok, și de unde vine treaba aia cu era să mor? Mă rog, nu eu, gen. Dacă ați văzut în poză, între ultima bancă și penultima era un spațiu mai mare, știi? Spațiul era făcut pentru că aerul condiționat bătea acolo și gen e nașpa să stai fix în spatele aerului condiționat, așa că s-au mutat toți mai în față. Bă, deci nu-ți exagerez. Dacă nu se mutau mai în față, îi cădea geamul în cap. După ce a căzut geamul și așa ne-am mutat în altă clasă, că nu puteam să stăm într-o clasă fără un geam. A zis profa de logică că cică, ea auzise cum a ieșit în cancelare un vâjit din ala de curent, știi? Când se auzi curent în casă, exact așa, un vzzz de ăla, știi? Și a zis de asta, a zis să închidem geamurile că bate vântul prea tare și poate cad jaluzelele sau ceva. N-au căzut jaluzelele. A căzut geamul cu totul. Chiar totuși să ai un asemenea noroc să te muți, gen că îți bate aerul condiționat în spate, doar un așa motiv și după două zile să pice geamul fix unde stăteai tu. Și adică dintre toate geamurile cade fix ăla unde nu era nimeni, înțelegi? Că mai erau încă 20 de geamuri, putea să pice oricare dintre ele și a picat fix ăla unde nu era nimeni, adică nu știu, e incredibil. Mă rog, că după s-a dus profesoara de logică la administrație și le-a zis că bă, ne-a căzut geamul în clasă. Și ce zice? Ce zic ai de administrație? Băi, dacă au tras copiii, dă el! Cum naiba, tragi tu de geam, care nu-i fix, de termopan, n-ai cum, fizic, să tragi de geam. E logic. Și eram în oră, adică n-aveam cum să tragem de geam în oră. De ce am trage de un geam? Zic. Mă rog, sper să nu fie nicio problemă, să nu ne ceară nimeni bani pe chestiile astea, că ar fi super aiurea, că un termopan de ăla e scump ca dracu. Nu știu dacă l-au reparat, dar da, cam asta cu acest story time. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share pe Facebook, aș aprecia foarte, foarte mult. Și da, eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!